un set de 670 de cărți, mai mult literatură universală, care este binevenit pentru elevi, pentru profesori, pentru învățători. Odată cu completarea bibliotecii cu aceste cărți, a sporit numărul cititorilor. Sunt citite cu multă plăcere, într-un timp foarte scurt. Dacă înainte cititorul lua o carte care prezenta poate conținutul niște lucruri interesante, dar când te uiți la o carte care n-are niciun aspect așa atrăgător, o lua, o citi, o învăță două sau o ține luni întregi acasă, dar acum observ mișcare, așa să zic, o mișcare mai mare, vin mai des la bibliotecă, discutăm pe imaginea cărților. Știți, mai mult program, mai ales clasele liceale, le înaintează la obiectele de studiu niște cerințe care el trebuie să le îndeplinească. De aceea unde să alerge? La bibliotecă. Dacă nu e în bibliotecă, înseamnă că elevul a rămas fără cartea care trebuie să o citească. Acum, mai bine, citesc mai mult, vă spun. Ați mai avea nevoie de literatură pentru bibliotecă? Aș mai avea, dar să ții cont de o listă a literaturii de care avem nevoie. Pentru că multe cărți încă nu înseamnă nimic. Puțin, dar bun. Și nu mult și rău. Bine. În decembrie 2012 am primit un lot de carte, număr de 745 volume, donat de Guvernul Statului Român. Suntem foarte bucuroși că biblioteca noastră ducea lipse anume de literatura scriitorilor universali. Și biblioteca noastră, cu mare plăcere, a primit cărțile și elevii le citesc cu mult plăcere. Elevii sunt foarte mulțumiți de această literatură și frecventează biblioteca. Ce literatură se citește în mare parte? Literatura necesară pentru ore sau literatura suplimentară? Elevii citesc atât literatura pentru ore, cât și literatura solicitată, adică de care au nevoie ele. În acest an, în 2012, am primit o bogată donație de carte din partea României. Această carte e extrem de valoroasă, editată în colecția Adevărul și colecția 100 de cărți care trebuie să le avem în biblioteca noastră. Majoritatea acestor volume sunt traduse din mari scriitori clasici ai lumii, așa ca Dostoevski, Cehov, Tolstoi, Conan Doyle și alții. Aceste cărți sunt foarte utile la însușirea programei școlare, mai ales în clasele liceale.